După analizările și reformularea acestui proiect în calea ferată, s-a găsit o variantă pentru a lansa o legătură feroviară ieftină cu aeroportul și, mai precis, nu se va investi suma de 200 de milioane, se vor face reparațiile pe costurile companiei de infrastructură pentru ieșirea din București și se va repara podul de la Mogoșoaia, nu se va mai ocoli până la Chitila, da? Și se va merge direct la aeroport. Asta înseamnă că din aproape 30 de kilometri vom avea de făcut doar 22 până la aeroport, fără să facem nicio investiție, fără costuri foarte mari. Pe acea rută vor fi plasate vehicule moderne, gen de Zero sau altele care sunt în programul de achiziție al lui CFR Călători. Vestea bună este că la sfârșitul acestui an și nu în 2020, această legătură cu aeroportul va fi funcțională. Legătură care va permite deplasarea din Gara de Nord până la punctul de oprire în Otopeni în 23 de minute în loc de 48 de minute, deci la mai puțin de jumătate. Ea va funcționa la parametrii normali de exploatare uzuală zi de zi până la data campionatului. La data campionatului există varianta de lucru la nivel de oră de vârf, unde va avea o capacitate, această linie va avea capacitatea de 48 de trenuri pe zi. Deci va putea prelua practic orice vârf de călători venind dinspre aeroport către Gara de Nord. Și ați discutat cu Federația o astfel